Ne aflăm în plin sezon al infecțiilor respiratorii, iar la nivelul județului Hunedoara au fost înregistrate peste 1600 de cazuri în doar ultima săptămână. Raportat la perioada similară a anului trecut, însă, pare că hunedorenii și-au mai format anticorpii necesari pentru a lupta împotriva virusurilor respiratorii, pentru că atunci numărul depășea 2200. Ne aflăm în mijlocul sezonului rece, iar apariția infecțiilor acute respiratorii este mult mai frecventă în rândul populației. În județul Hunedoara, în ultima săptămână, au fost raportate peste 1600 de infecții acute respiratorii și câteva sute de cazuri de pneumonie. În ultima săptămână am avut raportate un număr de 1626 de infecții acute respiratorii, din care am avut 391 pneumonii și 38 de cazuri de gripă. Dar încă nu s-a ajuns la nivelul de raportare care a fost anul trecut în aceeași săptămână, care în trecut am avut raportate un număr de 2225 de infecții acute respiratorii. În continuare și în județ mai există cazuri de infecții cu COVID, însă fără a necesita internarea persoanelor infectate. Pentru infecția cu virusul COVID încă mai avem raportări, deci să nu uităm că este tot un virus care are tropism asupra aparatului respirator, deci infecția este o infecție acută respiratorie și am avut înregistrate în sistemul CoronaForce un număr de 51 de persoane. Nu au fost cazuri care au necesitat internare și nici nu am avut raportate decese datorită infecției COVID și nici datorită gripei. Potrivit datelor statistice furnizate de către Direcția de Sănătate Publică, vaccinarea antigripală continuă și în județul Hunedoara, iar la nivel național au fost administrate până în prezent peste 1.200.000 de doze.